Ia l-ai mă pe ăsta cum iese din boscheți. Exact asta ne mai lipsea, să ne oprească poliția. Dar oprește-i din băut, pune-și tu capacul și ia o gumă, că miroase în mașina asta, zici că e cazan. Bă, ce nu-i cazan, ce-i tigaie? Bună ziua! Bună ziua! Plutonier major în rezervă, Prunescu, acte la control, dacă vă rog frumos. Uitați aici. Hai să vedem. Ați consumat cumva băuturi alcoolice, ca miroase aici. A, nu, doamne ferește. S-a vărsat ceva alcool, dar mai de mult, de aia miroase. Așa, deci nu vă deranjează să facem un test. Vă rog, suflați aici. Dar ăsta e telefon. Are aplicație. Da, exact cum am așteptat. Adică? Da, e 0-0. Păi v-am zis că n-am băut nimica. Păi da, și cum conduceți așa irresponsabil pe drumuri nebăut? Păi dar nu era lege că n-ai voie să bei la volan? Păi, domnule, ce-i vă rog frumos. Deci, 30% din accidentele rutiere care se petrec pe drumurile naționale sunt produse de persoane în stare de ebrietate. Păi... Ok, da, și? Păi și atunci înseamnă că 70% din accidente sunt produse de persoane care nu au băut nimica, nu? Păi bun, păi și 70 nu-i mai mare decât 30, are logică ce zic aici, nu? Păi vă rog frumos, păi asta înseamnă că dacă toate persoanele ar conduce în stare de ebrietate, ar fi mai puține accidente pe drumurile publice. Hai, vă rog frumos, o să fie așa, suspendarea permisului pe 3 luni de zile, o să fie 8 puncte de penalizare și amendă contravențională de, nu știu, 2000 de lei. Se suspendă carnetul pentru ce? Pentru ce? Păi ați condus așa, nebăut. Eu am zis. Dar eu n-am știut cum asta s-a schimbat. Asta cu n-am știut, vă rog frumos, asta nu-i scuză, n-am știut. Haideți, vă rog, dar eu așa îmi câștig existența cu mașina, nu puteți, vă rog, îmi luați pâinea de la gură. Domnul Ciui. Haideți, că se poate face ceva. Deci fiți, domnul Ciui, eu v-aș lăsa, aș face o excepție acum, ca niciodată, v-aș lăsa, dar mie că vă prind colegii mai departe pe drum, aveți ceva de băut în mașină? Avem. S-a terminat. O să opresc eu imediat la primul magazin și iau ceva și beau. Nu, fiți atenți cum faci. Eu nu fac din astea de obicei, dar de data asta fac o excepție. Orice. Vă dau din pălinca mea din dotare. A, sigur. Dacă se poate. Da, normal, 500 de lei. Cum 500 de lei? Ăsta e prețul. Tu ce ai din bistrița? Incredibil. 500 de lei bistrița. Uitați. Așa, da. Uitați, aici aveți pălinca. O gură? Două. A. Hai, mersi mult. Drum bun, băieți, doamne aștept. Păi și sticla? Păi da și eu! Bă, 500 de lei, Cristi! Dar eu nu mai conduc nebăut veci. Deci nu se mai poate. Eu ți-am zis. Mai luăm o pălincă? Opa! Care oprește domnișoara, drăguță. Bună ziua, agent Stănculescu, vă rog să-mi prezentați actele la control. Da, păi nu vi le prezint eu. Uitați, serviți, că și eu am servit. Dar am servit noi, am servit. Domnule Ciui, dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice? Da, și normal, dar eu nu mai conduc nebăut. Eu am învățat 70% din accidente provocate de oameni care n-au băut. Vreau să diminuăm numărul accidentelor. Varde de glume, nu? Suflați aici, vă rog. Dar n-aveți telefon din cu aplicație. Sufle! Nu mai am. 0,4. V-am zis că am băut. Dați-vă jos din mașină, vă rog. Ăsta e direct caz penal. În cazul în care n-a știut, adio permis și mă însoțiți, vă rog, la IML pentru recoltarea probelor biologice. Dar domnișoara polițist, dar acum 2 minute mi-a sărit din boscheț un polițist, mi-a dat să beau, că altfel nu mi-a permisul. La 04 și normal că vă sar polițiști din boscheți în față. Haideți, vă rog, că sunt singura patrulă pe o rază de 30 de kilometri. Dar vă jur că mi-a sărit din boscheți. Dați-vă jos din mașină, vă rog, haideți. Nu, dar nu, că eu nu pot să umblu. Veniți, vă rog. Dar vă rog, nu mă bruscați, că am băut. Dar vă rog, au. Sunteți din Bistrița? Da, mai ați luat ceva? Rezolvat, Andara, 500 de lei am făcut de la un prost, ia. Bă, dar ce pămpălăie să știe să-mi bat piciorul, dacă nu-mi dăm și mie. Hai, gata, că e ceva mea. Thank you.